pe componenta de tineret. În cer iertare pentru micile întârzieri, așteptam participanții și din teritoriu. Noi suntem foarte recunoscători pentru partenerii care ne sunt alături și au sprijinit activitățile pe care le-am organizat în această perioadă, atât la nivel local, cât și la cel național. E momentul să tragem liniile și să vedem care au fost rezultatele acestui an și care sunt planurile pentru anul următor. Vrem să mulțumim celor care ne-au susținut și ne-au oferit posibilitatea să avem aceste rezultate, planuri de acțiuni pentru tineret, bugetarea acestora în mod participativ și vrem să le mulțumim anume partenerilor acestui proiect, care sunt Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Biroul de Cooperare al Albieției în Moldova și Fondul ONU pentru Populație, UNFPA Moldova. Până a trece la lista de vorbitori, până a oferi cuvântul celor care o să ne salute în această după-amiază, aș vrea să trec rapid prin agenda. Agenda este împărțită în două părți. Prima parte se referă la cuvântul de deschidere și nemijlocit prezentarea scurt cardului de tineret, după care o să urmeze o sesiune de întrebări și răspunsuri. Încurajăm cei care s-au conectat online să adreseze întrebările pe pagina de Facebook a organizației CIR Pro Bono, iar celor care sunt aici prezenți le sugerez să pregătească întrebările pentru prezentare. A doua parte a evenimentului se va focusa în lucru în grupuri mici, în cadrul căruia noi vom discuta despre diferite date statistice și cum ele sunt raportate și utilizate la nivel local în procesul decizional și în procesul de elaborare de politici publice. Și a doua parte se va referi la modalitatea prin care putem să utilizăm aceste date pentru a îmbunătăți procesul de luare de decizii și dezvoltarea sau implementarea politicilor publice, după care vor urma niște concluzii și evaluări a acestui eveniment și vom avea o mică pauză de cafea. Aș dori acum să menționez persoanele care vor avea un cuvânt de salut. Noi îl avem pe Donia Ion, care este director al Agenției Naționale de Tineret. Cu noi este Ludmila Sârbu, analist programe pe tineret în cadrul Fondului ONU pentru Populație UNFPA Moldova și Simona Patricia Sabin, care este director executiv CIR Pro Bono, care ne va oferi mai multe detalii pe acest proiect și rezultatele principale care le așteptăm de la acest eveniment. Aș vrea să o invit aici cu un cuvânt de salut. Stimați parteneri, stimați tineri, ne bucurăm că astăzi sunteți la lansarea Youth Scorecard ediția 2022. Ne bucurăm că în ultimii 3 ani noi am fost parteneri de implementare a UNFPA Moldova și împreună am putut să implementăm un proiect sub genericul programul de suport pentru apele nivelul 2 prin consolidarea capacităților de planificare bugetară pe componenta de tineret. Și respectiv, în acest program au fost incluse 16 autorități publice locale. O parte dintre dumneavoastră sunteți astăzi prezenți aici. În acest program a fost asigurat un proces de instruire pentru a consolida capacitățile de planificare bugetară. De asemenea, au fost asigurate și elaborare de documente strategice. După cum știți, am lucrat la elaborare de planuri de acțiuni pe sectorul de tineret și respectiv și programul de mentorat, ca să asigurăm implementarea bună și eficientă a planului de acțiuni pe sectorul de tineret. În tot aceste procese am încercat permanent să facem într-un mod participativ, în care să implicăm structurile de tineret existente la nivel local, reprezentanții centrelor de tineret, respectiv tinerii și alte structuri consolidate care ar putea intersectorial să fie implicate în procesul de planificare la nivel local. Astăzi însă suntem la lansarea Youth Scorecard, care a fost parte a programului și respectiv este și parte componentă a proiectului MARE, care este finanțat de fondul UNIT,
al Ministerului, Fondul Comun al Ministerului Educației și Cercetării, Biroului de Cooperare al Elveției și, respectiv, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație Năftie în Moldova. Ne bucurăm mult că astăzi am reușit să avem acest document în față, la care s-a lucrat mult. Au fost utilizate date publice care au fost solicitate de la autoritățile publice pentru că acest document să fie unul veridic, bazat pe datele reale din Republica Moldova. Acest document integrează scorurile finale pe mai multe sectoare și mai multe domenii, cum ar fi educație, incluziune socială, sănătate, situații de risc și alte domenii importante. A fost important ca să facem o evaluare, ca să înțelegem la ce etapă se află tinerii în diverse teritorii a Republicii Moldova și este important ca acest document să fie utilizat ulterior la nivel local, ca să înțelegeți și dumneavoastră și noi cât e de importantă elaborarea politicilor în baza lor, în baza acestor date, ca ulterior, peste o anumită perioadă, 1, 2, 3 ani, să putem să facem o estimare, să vedem la ce etapă, dacă anumite sectoare au fost îmbunătățite sau dacă mai este nevoie de lucrat. Mai multe informații o să aflați de la colegul nostru Igor Ciurea, care este fost unul dintre consultanții în dezvoltarea la Youth Scorecard ediția 2022. De aceea vă urez un timp bun, succese și sperăm mult că să aveți posibilitate să interacționați, să aveți sesiunea și de întrebări, răspunsuri să fie într-un mod interactiv, în care împreună să încercăm să desfășurăm acest eveniment și să aducem o bună valoare pentru tinerii din localitățile și regiunile din care dumneavoastră faceți parte. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Simona! Acum aș vrea să-l invit pe domnul Ion Doane, care este directorul Agenției Naționale de Tineriat, pentru un cuvânt de salut. Mersi. Bună ziua tuturor. Vă salut atât din numele Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret, dar și evident din partea Ministerului Educației și Cercetării, care din păcate colegii nu sunt prezenți aici. Aș începe câteva lucruri probabil generale, dar foarte importante. Eu aș aprecia în primul rând efortul pro bono pe care l-a realizat atât pe partea de scorecard, dar cât și pe parcursul anilor. Lucru cu autoritățile publice locale. Asta este o prioritate pentru noi, dar cred că este cel mai important un element în care corelarea dintre politica națională și cea locală capătă viață și găsește un instrument foarte important de a fi implementat. Apreciem foarte mult partea de elaborarea planurilor de acțiuni bazate pe rezultatele care sunt la nivel local, bazate pe date, pe resursele care sunt disponibile, pentru că în măsura asta reușim cu toții să dezvoltăm politici eficiente pentru tineri la nivel local. Revenind la scorecard, datele pentru noi sunt foarte importante, pentru că dacă nu ai date, nu poți construi o activitate, o politică, o strategie, un plan, un buget. Iar lucrul ăsta, am să mă refer pe de o parte, pentru autoritățile publice este important, dar cât și pentru autoritățile publice locale, cât și pe autoritățile publice centrale. Pentru noi, pentru colegii care sunt din cadrul autorităților publice locale, marea majoritate de nivelul 2, este important ca să vadă pe de o parte ce date sunt la nivel local, dar comunicate la nivel central, colectate prin diferite instrumente, fie că de Biroul Național de Statistică, fie de Ministerul Finanțelor, fie de Ministerul Educației sau alte autorități, să vedeți ce se reflectă acolo pentru a compara activitățile și datele pe care le aveți dumneavoastră. Totodată, cred că e important ca să vedeți ce se întâmplă și în celelalte sectoare, că e vorba de sănătate, că e vorba de educație, că e vorba de integrare deci socială, deci a tinerilor, să vedeți ce se întâmplă și în celelalte sectoare. Pentru că în măsura asta puteți comunica cu conducerea raionului sau municipiului, puteți comunica care este problematica de tineret și unde trebuie mai multe investiții, unde trebuie mai multe activități, unde trebuie mai mulți bani de alocat. Și în baza asta puteți să lucrați atât mai bine în cadrul autorității pe care o reprezentați, cât și cu actorii pe care îi aveți la nivel de raion. Pe de altă parte, spuneam că e foarte important pentru noi, la nivel central, și nu numai pentru Ministerul Educației și Cercetării, și agenții și alte structuri responsabile de domeniul de tineret, acest scorecard arată unde guvernul mai trebuie probabil să investească. Pe de o parte, în ce domenii
trebuie mai multe investiții, cum spuneam anterior, că e protecție socială, că e vorba de educație, că e vorba de participare, dar în același timp arată, în comparație, anumite raioane sau anumite regiuni, unde probabil este necesar de a interveni cu alte programe adiționale, bazate pe necesitățile sau specificul acelei regiuni. De aceea, neavând probabil alte instrumente și de ce am remarcat efortul care îl face inclusiv pro bono, este că guvernul pe ansamblu are instrumente de colectare a datelor pe diferite domenii, în diferite instituții, dar nu întotdeauna aceste date sau nu reușește cineva să le compileze, să aibă o abordare comprehensivă, deci la ceea ce se colectează și, da? Sau chiar dacă are guvernul, de obicei, ca orice entitate, ai o atitudine mai subiectivă, pentru că tu ești responsabil de dezvoltarea politicilor, tu ești responsabil de partea de implementare și ai tendința subiectivă de a le da o anumită apreciere în sensul pozitiv. În asemenea, instrumentul elaborat din afara guvernului, cred că este și pentru guvern ca o reflecție unde ar trebui să se investească mai mult. De aceea, noi apreciem foarte mult efortul care a fost făcut și utilitatea acestui instrument. Totodată, cred că pentru noi este important că lucrurile astea se realizează în parteneriat. În parteneriat atât de la guvern prin intermediul ministerului, cât și prin intermediul partenerului de dezvoltare Fondul ONU pentru Populație, Agenția Elvețeană pentru Cooperare și Dezvoltare și împreună cu organizațiile societății civile. Baftă și, în caz că nu mai avem foarte multe evenimente până la anul nou, vă urez și sărbători fericite! Mulțumim, domnule. Scorecardul tineret, componenta e-educație, are cel mai mulți indicatori pe care noi am analizat. O să las pe Igor mai târziu să vă povestească care sunt acești indicatori și care sunt aceste sectoare. Acum aș vrea să ofer cuvântul doamnei Ludmila Sârbu, care este analist programe de tineret în cadrul Fondului ONU pentru Populație UNFP Moldova. Bună ziua tuturor! Mulțumesc mult pentru prezentare și introducere. Într-adevăr, noi la Fondul ONU pentru Populație avem un program destul de mare pentru adolescenți și tineri și lucrăm împreună cu guvernul, dar și alți parteneri de dezvoltare și societatea civilă ca să ajutăm tinerii din țara noastră să, noi zicem așa, să parcurgă într-un mod sigur și nu doar sigur, dar și să se dezvolte pe parcursul acestui drum lung de la copilărie spre vârsta de adult. Și de asta dezvoltăm mai multe programe care se ajută pe diferite domenii, așa cum le analizează și scorecard-ul. Eu am luat și raportul pentru că acest raport zicea doamna Harea că este de fapt un document important. Nu doar ca publicație, este un document valoros, eu aș zice, pentru că are acele instrumente care să ne ajute pe fiecare dintre noi să dezvoltăm acele programe de suport, de intervenție pentru tineri pe toate domeniile pe care le analizează, într-un mod informat și conștient de niște realități, așa cum zicea și domnul Donea. Deci, ca aceste programe să aibă impact de durată, ceea ce ne dorim fiecare dintre noi, este evident și noi toți o înțelegem, ele trebuie să răspundă la nevoie. Și nevoile, în mare parte, sunt aceleași, noi o să vedem pe parcurs, dar ele pot să difere de la raion la raion, la localitate la localitate. Și cine, dacă nu, acei care lucrează cu tinerii, la nivel local, cunosc și mai bine aceste realități. Este vorba, în primul rând, de autoritățile publice locale, care au multe responsabilități pentru toată populația care trăiește în acea localitate, în acel raion și tinerii sunt o bună parte din acea populație. Dar și lucrătorii de tineret și tinerii ca un actor cheie care pot face multe lucruri bune. Și noi la Fondul ONU pentru Populație lucrăm și cu guvernul, nu doar pe, vrem să zic că avem mai multe programe care oferă analiza datelor pe diferite segmente de vârstă, pentru că, iarăși, programele pe diverse domenii se răspundă la niște realități și dumneavoastră cunoașteți că realitățile sunt că avem tot mai puțină și mai puțină populație, suntem cu o populație de 2,6, chiar poate deja și mai puțin milioane de oameni și, în mare parte, populația îmbătrânește tot mai mult. Avem mai mulți vârstnici în țară și mai mulți tineri.
cumva clasa de mijloc, vârsta de mijloc, sunt acei adulți, forța de muncă activă, dar care o bună parte este plecată peste hotare. Și atunci, în responsabilitatea a noastră, a celor care suntem astăzi aici, și o mai mare povară vine și pe autoritățile publice locale, este să ne asigurăm chiar că în lipsa părinților, acei adolescenți, tineri și copii au suportul necesar din partea celor care au grijă de ei, în mare parte bunie, rude, autoritatea publică locală, școala, pentru că astăzi responsabilitatea de creștere vine mai mult pe actorii că e din comunitate. Este o realitate pe care o trăim. Și aceste date, eu vă îndemn să le folosim, să nu se prăpuiască undeva pe raft, fie ele în forma electronică sau tipărită, pentru că pe termen lung o să ne ajute și mai mult în lanț să rezolvăm mai multe lucruri. Și eu aș vrea să menționez parteneriatul, într-adevăr, destul de important pe care îl avem cu Pro Bono, pentru că este greu să lucrez la nivel național, cu mai multe autorități publice locale și nu pentru că noi vedem deschidere și din partea autorităților publice locale. Fiecare are un scop, din noi avem un scop comun și este important când ne conjugăm eforturile, dar este și dificil să ajuți la soluționarea poate anumitor probleme prin niște instrumente foarte practice, nu teoretice. Și atunci este o muncă și niște eforturi comune care pas cu pas ne duc să zic eu, la niște rezultate bune și tot mai bune fiecare an. Cu Ministerul Educației, zicea și domnul Donia, într-adevăr este o prioritate și noi continuăm acest parteneriat și sunt bucuroasă să vă anunț că o să avem și în următorii 4 ani continuarea acestui fond comun la care s-a referit doamna Harea cu Ministerul Educație și Cercetării, Agenția Națională de Tineret și cu Sportul și Agenția Elvețenii pentru Cooperare și Dezvoltare. Deci vom continua ceea ce am început și asta ne bucură. Mai multe raioane, mai multe autorități publice locale și mai mulți tineri o să primească în continuare sport. Mulțumesc frumos! Mulțumim frumos, doamna Sârbă. Acum aș vrea să-l invit pe Igor Ciure să ne povestească mai multe despre acest instrument Scorecard de tineret, care include 6 domenii și este o analiză comparativă între 2 perioade de timp și informațiile au fost colectate din diferite surse, din surse publice, dar și de la instituțiile vizate. Între timp, aș vrea să vă reamintesc că puteți adresați întrebările online cei care ne urmăresc pe pagina de Facebook a organizației Pro Bono și deja cei din sală pot să-și pregătească întrebările care vor fi adresate după ce Igor ne va face prezentarea. Da, ok. Eu vă salut. Bucuros să revăd foarte multe fețe cunoscute aici în sală. Specialiști de tineriat, lucrători din centri cu care am implementat diferite activități, tineri. Scorecard-ul de tineriat, după cum știți, este la a doua ediție și cred că înainte să încep arăta care sunt rezultatele în cadrul scorecard-ului, important să menționăm că metodologia pe care noi am utilizat-o, de fapt, a fost dezvoltată încă în anul 2018-2019 de către Centrul Analitic Expert Group, împreună cu Consiliul Național al Tineretului, care au lucrat la prima ediție a documentului, la care am fost cumva implicat și eu, într-un rol un pic diferit. De asta, efortul lor, atunci când au pus bazele metodologiei, cred că e important de a fi menționat. Noi, când ne-am apucat de lucru asupra scorecard-ului, pentru noi era important să venim și noi cu contribuții în plus, să vedem care e pasul următor pe care îl face scorecard. Și două lucruri care cel puțin vreau să le menționez. Una e, noi avem scorurile pentru 2 ani, pentru anul 2021, pentru că datele statistice au fost utilizate, și pentru 2017, ca să vedem și în dinamic cum are loc evoluția scorurilor. Asta e un lucru pe care noi l-am asumat ca echipă să-l facem un pic diferit decât prima ediție. Și al doilea, noi am spus că vrem să punem la dispoziție în anexele documentului și la toate datele brute care au fost colectate. Pentru noi, cel puțin procesul de colectare a datelor a durat cel puțin 6 luni și sunt foarte multe date pe care voi aveți posibilitatea să le utilizați în dezvoltarea de programe la nivel local. Dar, pentru început, să înțelegem noi în general ce este scorecard-ul ăsta de tineret. Și el nu e altceva decât un instrument statistic care are drept scop de a ne permite, într-o formă simplă, să putem compara situația între unitățile administrative teritoriale din nivelul 2.
Și lucrul ăsta e important ca, pentru că în procesul de elaborare a politicilor și programelor să punem accent, pentru că noi toți vorbim despre resurse limitate și e important ca ele să meargă și să fie utilizate anume în domeniile în care tinerii au cea mai mare necesitate sau există o doză mare de vulnerabilitate. La fel, instrumentul ăsta e util și pentru autoritățile publice centrale, ori de multe ori programele naționale ele au o abordare așa, acoperim întreaga țară, când pe anumite domenii poate ar fi necesară concentrarea prioritară pe anumite zone, regiuni și atunci instrumentul ăsta ar putea oferi o soluție de prioritizare și acestor intervenții la nivel local. Cu este destinat, în primul rând, autorităților publice locale, din nivel 2 în special, autorităților publice centrale, și am menționat argumentele pentru fiecare din cele două autorități, dar și pentru organizațiile de tineret care la nivel local fac consiliile de tineret, consiliile elevilor, care la nivel local fac activități, campanii de advocacy și atunci datele astea, instrumentele astea statistice sunt un argument în plus pentru a pune presiune pe autoritățile publice locale de a oferi resurse, de a oferi suport în aceste domenii care sunt cumva domenii de vulnerabilitate sporită. Și să nu uităm, foarte important pentru prestatorii de servicii de tineret care dezvolt programe pe anumite domenii sau în anumite activități cu anumite obiective, cu anumite rezultate în anumite domenii specifice și atunci e important dacă ei au acces la date pe care le pot utiliza să înțeleagă ce tipuri de activități, ce domenii ar trebui să prioritizeze. Metodologia cuprinde și etapele de calcul cuprind patru etape. Eu înțeleg că lucrurile sunt destul de tehnice, dar e important. La sfârșit noi primim niște cifre, de la 0 la 1. Dar cum apar aceste cifre, noi trebuie toți să înțelegem, ori altfel cifrele astea nu ne spun atât de mult. Și ele sunt patru etape care cuprind întreg procesul metodologic. Primul e în genere când noi definim cum noi o să calculăm și ce domenii noi o să utilizăm în cadrul scorecard-ului. Aici, pentru că astfel de instrumente ele nu sunt o invenție a Republicii Moldova, au fost dezvoltate și la nivel internațional, la nivel regional. Și în cazul scorecard-ului de tineret, noi ne-am uitat în special la Youth Development Index și practic dacă să ne uităm și la domeniile care sunt indicate acolo, unele excepții sunt aceleași domenii. La Youth Development Index sunt educație, sănătate și bunăstare, angajarea și oportunitățile de dezvoltare, participarea politică și participarea civică. Și dacă ne uităm la cele șase domenii pe care noi le avem în scorecard-ul de tineret, sunt mici modificări, special la capitolul situației de risc, incluziune, care a fost un pic modificat pentru că contextul național este important. A doua etapă este cum noi pe fiecare din aceste șase domenii pe care le-am selectat, cum noi selectăm indicatorii pe care noi îi utilizăm. Și la selectarea indicatorilor sunt alte deja criterii. Pe de o parte, noi trebuie să avem date disponibile. Disponibilitatea datelor e un lucru foarte important. Noi am fi vrut ca pe anumite domenii să nu avem 2, 3 indicatori sau 5 sau 6, dar am vrea să avem mai mulți indicatori. Dar este și problema că nu toate datele sunt colectate la nivel local și ne permit analiza, în special și pe categoria de vârstă sau există, dar doar pe regiuni, nu pe raioane. Și atunci suntem nevoiți din aceste motive tehnice să excludem. La fel, e important să n-ai indicatori care se dublează. Că dacă același indicator spune același lucru, de exemplu, incidența la o boală și numărul de persoane care sunt tratate de boala, atunci e nonsens. Practic, acești indicatori spun același lucru și atunci noi încercăm să excludem dublarea de indicatori repetitivi. Și este important la fel ca să vedem că indicatorii ăștia să fie relevanți domeniului și să oferă informații care poate fi utile în procesul de planificare, în procesul de prioritizare a anumitor documente sau activități la nivel local. Etapa 3 este, așa se numește, normalizarea indicatorilor. Ce înseamnă asta? Toate datele astea, unele date sunt sub formă de numărul de tineri, altele sub formă procentuală, altele sub formă de ponte. Și ca noi să putem toate aceste date să le agregăm într-un scor unic, noi trebuie să le avem o regulă cum asta se întâmplă, cum noi le calculăm. Și aici s-a utilizat ca metodă de normalizare, s-a utilizat metoda minim-maxim, ceea ce înseamnă că noi avem un scor care este de la 0 la 1. Și înseamnă că autoritatea publică sau indicatorul care a fost într-o autoritate publică locală minim pe țară este
0 și autoritatea publică care a avut pe același indicator maximum pe țară este maxim. Și atunci la noi de la 0 la 1 practic e de la autoritatea cu cel mai joasă performanță pe acel indicator și autoritatea care are cel mai mare rezultat. Și că noi ne jucăm între acestea. Și ca să fie încă mai complicat și mai greu de înțeles, am făcut și băiat și formulele de calcul. Dar, înainte de asta, etapa a patra, așa noi calculăm cu minim maxim indicatorii fiecare indicator, dar avem și nevoie să vedem cum calculăm noi pe domeniu această cifră și aici noi deja utilizăm o altă metodă, media geometrică pentru a crea rezultatul ăsta final a scorurilor pe regiuni. Și după cum v-am promis, ca să fie mai interesant, aici sunt și formulele. Eu nu cred că trebuie să intrăm foarte mult acum în esență și să testăm și să calculăm, dar în studiul care va fi publicat final o să fie și datele brute și este important. Și pentru noi este important, inclusiv că noi răsfăiem înainte de asta documentul și cineva din colegi spune că aici este o greșeală, ia uite cifra asta. Și dacă apare o greșeală uneori că gramaticală sau ceva, parcă nu e atât de dureros, dar la cifre, dacă și la calcule sunt greșeli, asta chiar e dureros, cu toate că acolo nu este deloc o greșeală, era vorba de un pic din înțelegerea metodologiei. Acestea sunt formulele care noi le utilizăm pentru minim-maxim și de ce sunt două? E că noi avem indicatori pozitivi și indicatori negativi. Indicatorii pozitivi înseamnă că cât cifra e mai mare, cu atât e mai bine. Și un exemplu ca să vă dau, nu știu, numărul tinerilor care sunt consilieri locali. Cu cât cifra este mai mare, cu atât înseamnă că este mai bine. Dar avem și indicatori negativi. Numărul tinerilor care au, nu știu, gonorei. Atunci cifra asta cu cât e mai mare, cu atât e mai rău. Și atunci noi deja utilizăm, în cazul indicatorilor negativi, se utilizează formula de mai jos. Și așa noi calculăm mediile pe domenii. Formula, utilizăm media aritmetică și agregarea între diferite domenii se utilizează media geometrică. La fel, nu cred că e nevoie să dezbatem acum foarte mult formulele astea, dar pentru transparența și înțelegerea procesului e important să fie menționat. Cum au fost și unde au fost colectate datele? Că asta la fel e important. Ne plac sau nu ne plac rezultatele? Asta e un alt lucru, dar toate datele au fost colectate din surse oficiale, fiind puse la dispoziție de către autorități, cum Biroul Național de Statistică, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională de Sănătate Publică și așa mai departe. Adică toate datele sunt, acuratețea datelor, aici deja e responsabilitatea autorităților care le colectează. Noi am făcut solicitări oficiale, ei ne-au pus la dispoziție, cu excepția surselor de date deschise, pentru că există statistica.md, unde multe din datele Biroului Național de Statistică sunt publicate acolo și nu este necesitatea de a mai face o solicitare în scris. La fel, un lucru care l-am menționat și anterior, noi am colectat datele pentru ambii ani și pentru 2017 și pentru 2021. De ce 2017? Pentru că primul scorecard a fost anume pentru anul acesta datele colectate și atunci pentru comparabilitate noi am colectat încă o dată aceste date și 2021, chiar dacă suntem în anul 2022, procesul de colectare a datelor durează și ultimul an pentru care majoritatea datelor sunt disponibile este anul 2021. La fel, e foarte important când vorbim despre anii, există indicatori care în mod normal, natural sau obiectiv nu erau date anume pentru anul fix 2017 sau 2021. Și atunci s-au făcut excepții, dar noi de fiecare dată menționăm asta în cauză. Un exemplu. Pentru domeniul participarea tinerilor, noi avem un indicator care se referă la numărul de consilieri locali tineri sau ponderea consilierilor locali tineri la nivel local și rata de participare a tinerilor la alegerile locale. Alegerile locale nu înseamnă numai decât au loc în 2017 și 2021 și atunci noi ne uităm în urmă la cele mai recente alegeri locale care au avut loc și utilizăm aceste date. Sau, în cazul unor indicatori, de exemplu, Ministerul Educației a început să-l colecteze abia în 2018 și atunci noi suntem nevoiți să utilizăm datele din 2018 pentru că anterior, pur și simplu, așa indicatorul nu era colectat. Și deja, independență de rezultatele pe care le ia autoritatea de la 0 la 1, s-au stabilit 3 nivele de performanță, adică dacă scorul este de la 0,65 la 1, atunci se consideră că are o performanță înaltă, dacă de la 0,25 la 0,65 o performanță medie și dacă este sub 0,25, atunci o performanță joasă.
La fel, o precizare. Dacă o autoritate publică locală are scorul 1, asta nu înseamnă că toate problemele tinerilor acolo s-au rezolvat pe domeniul dat. Asta înseamnă pur și simplu că situația tinerilor comparativ cu alte raioane este cea mai bună. Dar nu înseamnă că dacă Chișinău are 1 la capitolul angajarea tinerilor, înseamnă că toți tinerii în Chișinău s-au angajat. Asta este foarte important de înțelege, pentru că instrumentul ăsta să nu creeze o imagine greșită, gata, autoritățile care au luat scoruri de 1 și în jurul cifrei de 1 au rezolvat pe domeniul ăsta tot ce se putea de rezolvat și tinerii acolo trăiesc deja mai bine decât în orice altă țară. Asta e cred, ceva ce trebuie numai decât menționat. Noi în scorecard avem 6 domenii: educație, participarea în procesul decizional, angajarea, situații de risc, sănătate și incluziune socială. Și slide-ul ăsta noi să-l vedem de fiecare dată când o să trecem la un alt domeniu. Și spre deosebire de data trecută când a fost prezentat scorecard-ul, eu am decis să prezentăm mai întâi rezultatele pe fiecare domeniu și la sfârșit o să vedem scorul deja care a fost general pe țară. Domeniul educație are 5 indicatori și puteți vedea aici. Apropo, în publicația finală, care o să fie în următoarele zile pe site-ul Centrului de Informații și Resurse Pro Bono, și presupun că o să apară și pe site-urile partenerilor, că și ei o să vrea să-l publice, o să puteți să găsiți calculele și datele brute pentru absolut toți indicatorii. Pentru că acum voi o să vedeți doar rezultatele, dar cifrele brute, și vă încurajăm chiar să le utilizați, pentru că noi am făcut deja efortul de colectare. Pentru voi un pic e mai simplu, pentru fiecare raion, să vedeți fiecare indicator, numărul de tineri, numărul de persoane care suferă de o anumită boală, numărul de tineri consilieri și așa mai departe. Pe domeniul educației, acesta este rezultatul pentru anul 2021, care are, de fapt, în top, cu cea mai bună performanță, 3 unități administrative teritoriale: Taraclia, municipiul Bălți și Ialoveni. Și are în cealaltă, la polul opus, autoritățile Ochnița, Prișcani, Șoldănești, Călăraș și așa mai departe. Calculul, da, pe domeniul de educație, după cum am spus, este făcut în baza la cei 5 indicatori și scoring-urile pentru fiecare din indicatori separat între raioane, la fel puteți să-l vedeți deja în publicația completă. Ce este la fel important, pentru că noi am făcut și colectarea de date pentru 2 ani, pentru noi era important să vedem și care este dinamica în timp a autorităților publici locali. Și ce am observat noi, că raioanele Ștefan Vodă, Dubăsari, Rezina au înregistrat cea mai mare creștere în dinamică, de 0,16 puncte din 2017 până în 2021, iar cea mai mică performanță în ambii ani de referință a fost înregistrată de raionul Ochnița. Adică la domeniul educației, Ochnița și în 2017 era avea cea mai slab scor și anul ăsta la fel. Aici puteți să vedeți deja și scorurile pentru anul 2017, cum a fost, dar ca să nu intrăm în foarte multe detalii, deja cred că asta putem să analizăm și ulterior. Al doilea domeniu care a fost analizat este participarea în procese decizionale, care are la bază, de fapt, 2 indicatori care s-au calculat. Ponderea tinerilor în total consilier local și ponderea tinerilor care au participat la vot. Respectiv, cu cât mai mulți tineri consilieri locali avem și cât mai mulți tineri ies la vot din totalul de tineri, cu atât autoritatea publică locală este mai sus în scorecard. Pentru anul 2021, cea mai bună performanță pentru indicatorul dat o au raioanele Ialoveni, Criuleni și municipiul Chișinău. În anul 2017, cel mai bun scor l-a avut raionul Criuleni, care a cedat o poziție, datorită, în special, modului de participare a tinerilor la ultimul scrutin, la alegeri. Și raionul Ialoveni s-a ridicat, de fapt, în fruntea clasamentului de pe locul 4 în 2017. Adică în 2017 erau pe 4 și anul ăsta s-au ridicat, practic, pe poziția a doua. Printre raioanele cu cea mai mică performanță sunt Cimișlia, Cantimir și Ștefan Vodă. Și interesant că Cimișlia în 2017 a avut un scor foarte înalt
și am observat că, de fapt, în, în anul 2021 au o scădere foarte, destul de semnificativă. Ok, dar asta și unul din indicatori care rata de participare la alegeri, consilieri locali, un indicator destul de flotant, unde putem să avem și schimbări destul de, destul de mari de la scrutin la scrutin. Și la fel aici este infografic pentru anul 2017. Cred că fiecare din, din localitatea din care vine e interesant să uite mai mult nu la cine e sus, cine e jos, dar unde ne aflăm noi în tot scoring-ul ăsta. Indicator, domeniul 3 se referă la angajare și pentru angajare noi avem doi indicatori, unul care se referă la rata tinerii aflați în șomaj pentru perioada de 6 luni și care aflați pentru perioada de, mai lungă de 12 luni. Ce e important, că pare că a spus că nu trebuie să dublez indicatorii, dar ăștia sunt destul de similari. Ideea e că rata șomajului e un caracteristic obiectiv, sau șomeri avem și tot loc, oamenii se înregistrează, dar a doilea indicator, mai mult ne vorbește despre performanța autorităților locale la capitolul identificarea și pregătirea tinerilor pentru că ei să-și găsească. Pentru că tu poți să afli din motive obiective în stare de șomer, dar nu înseamnă că tu trebuie să fii veșnic șomer. Cu un suport potrivit și cu servicii calitative în acest sens, ar trebui la un moment dat sau să-ți găsești un loc de muncă sau să ai posibilitatea, nu știu, de a, foarte mult vorbești despre programe pentru sporirea autoangajării, lansarea de afaceri și așa mai departe. Pentru domeniul angajare, scorurile arată în felul următor. În fruntea, și apropo, indicatorul este destul de omogen, așa, dacă se uităm, cu excepția la anumite regiuni. În fruntea listei cu cea mai bună performanță se află municipiul Chișinău, care de fapt a fost în frunte și în anul 2021. Și următoarele două care sunt în acest top, să le zicem așa, sunt Ungheni și Călăraș. Și printre unitățile administrative teritoriale cu cea mai mică performanță, numără Briceniu, Dondușeniu, Ocnița, ultimele două raioane au avut cea mai scăzută performanță și în anul 2017. Cea mai mare creștere, și asta e tot interesant de menționat, a fost înregistrată în raionul Ungheni, care a urcat de la 0,76 în 2017 la 0,97 în 2021. Adică în 4 ani de zile au avut o creștere destul de mare. Noi la sfârșit o să vorbim un pic și niște recomandări și concluzii care le tragem, dar credem că asta e un lucru foarte diferit și interesant de a urmări când vezi în dinamic modul ăsta de creștere. Pentru că dacă există raioane care au o îmbunătățire semnificativă în perioada asta, noi credem că ele pot servi ca exemple bune. Să înțelegem, dar ce s-a întâmplat în aceste regiuni pentru că au avut așa modificări pozitive sau uneori, din păcate, avem și situații în care avem tendință negativă. Și astea sunt rezultatele care erau în anul 2017. Al patrulea domeniu este situații de risc, unde există doar un singur indicator care este utilizat și asta era și în ediția anterioară a scorecard-ului, la fel era doar un singur indicator. Cu păreri de rău, pe acest indicator și pe acest domeniu și mai avem un domeniu, e foarte complicat să găsești date dezagregate pe raioane și pe vârstă. Că am fi vrut poate să avem un pic mai mulți indicatori. Cel mai mare scor pe domeniul situației de risc pentru anii 2017 și 2021 a fost Chișinău. Acesta este urmat de raioanele Șoldănești, Râșcani și Sângerei. Ultimele două raioane având același scor de 0,66. Printre raioanele cu o performanță scăzută se numără Drochia, Bălți și Basarabeasca. Ce interesant, cea mai mare descreștere este înregistrată în raionul Briceni, care de la 0,98 în 2017 cifra a scăzut la 0,56 în 2021. Și raionul Glodeni, care e de la 0,74 din 2017, a crezut la 0,36. Și aceste cazuri trebuie studiate, de văzut ce s-a întâmplat acolo în raion de loc așa modificări. Doi, ce s-a întâmplat la capitolul colectarea datelor, pentru că uneori poate fi
variații generate din, nu știu, datele se colectează mai calitativ sau ceva s-a schimbat și la acest capitol. Părere de rău, componenta asta merge mult peste ceea ce noi ar trebui să facem prin scorecard, dar, sincer, în calitate de cercetător, zic așa, sunt foarte interesante anume localitățile care au avut variații foarte mari de rezultat. Pentru că când tu ai 30 de localități unde situația se schimbă puțin sau rămâne aceeași, ai localități în care există discrepanțe și schimbări foarte mari, chiar e interesant să înțelegi ce s-a întâmplat în aceste localități. Și așa arata scorul pentru aceleași localități în anul 2017. Domeniul 5 este domeniul de sănătate, care a fost calculat în baza la 4 indicatori. Rata mortalității la tineri, incidența prin sifilis la tineri vârsta 15-29. De ce 15-29? Pentru că se colectează pentru această categorie de vârstă și atunci a fost o mică deviere care trebuie să o utilizăm. La fel, incidența prin gonoriei la tineri și rata nașterilor timpurii la vârsta de 10-19 ani la 1000 de femei. Și aici, la fel, e unul din situațiile când e excepție, pentru că dacă vorbim despre rata nașterilor timpurii, atunci utilizăm categoria de vârstă 10-19 și este o logică de ce. Când vorbim despre rata nașterilor timpurii la fete cu vârsta de 26 de ani, deja nu mai este relevant. Și pentru domeniul de sănătate, avem scorul pentru anul 2021, îl vedeți pe slide-ul care e aici. Cele mai bune rezultate pe domeniul de sănătate pentru anul 2021 sunt înregistrate în raionele Basarabeasca, Șoldănești și Taraclie, urmat de Dubăsari și Briceni. Raionul Basarabeasca a fost, de fapt, în fruntea clasamentului și în anul 2017, unde era urmată de Taraclie și Dubăsari. Raionele care au înregistrat o performanță scăzută sunt Hâncești, Strășeni și Anene Noi. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în raionele Căușeni, Cimișlia și Fălești. În raionul Căușeni scorul a crescut de la 0,15 în anul 2017 până la 0,57 în 2021, reprezentând și cea mai mare creștere. Și așa arată rezultatele pentru anul 2021. Și cel de-al șaselea domeniu, incluziunea socială, care a fost calculată în baza la fel la unui singur indicator. Noi aici am făcut un efort colosal, de fapt. Am făcut solicitări și am încercat mult mai multe date să colectăm. Cu părere de rău, foarte multe instituții nu colectează date care ne-ar permite să vedem și îi colectează indicatori în profil regional mulți, dar nu ne permit de acolo să înțelegem și câte persoane cu dizabilități sau cu necesități speciale ar fi acolo și de asta ne-am limitat la fel ca și în ediția din 2017 la un singur indicator. Ponderea tinerilor cu dizabilități înregistrați în cadrul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. Și pentru anul 2021 așa arată rezultatele. Cele mai bune performanțe și un scor cel mai mare l-au obținut raionele Anene Noi, Basarabeasca, Cimișlia, Don Dușeni și Rezina. Anene Noi au înregistrat cea mai mare creștere comparând cu anul 2017, o creștere de 0,95 de punct. Și aici chiar e un caz de văzut, pentru că așa o creștere de mare, nu știu ce s-a întâmplat semnificativ acolo. Dar o creștere foarte mare. Cea mai mare performanță pe acest domeniu, comparând cu alte regiuni, au municipiul Bălți, raionele Glodeni, Cantemir, printre raionele cu cea mai mare descreștere în dinamic, de fapt, este oricum raionul Bălți, Dubăsariu și Glodeni. Și așa arată rezultatele pentru anul 2017. Sorry, pentru 2017 nu am foarte mult, mai multe aspectul comparativ, dar pentru noi era esențial, de fapt, mai mult să discutăm despre 2021. Acestea sunt cele șase domenii și când facem calculul indicelui compozit total pentru toate localitățile, în anul 2021, cea mai mare performanță are municipiul Chișinău, raionul C,
Криулень, Яловень, Фалешти и Чимишлия. Мне интересно, на сфорчит сведем, дека вамени сюрпринжи сау ну, результатели кари дин. Aici. Printre raioanele cu cele mai mici performanțe sunt Drochia, Glodeni, municipiul Bălți, Cantemir și Ochnița. Cea mai bună performanță pentru 6 domenii analizate în anul 2021 are Chișinău, după cum am menționat, care de fapt au avut și o creștere de 4 poziții comparativ cu anul 2021. Urmat respectiv de Criuleni, Loveni, care au un scor destul de apropiat. Cea mai mare creștere în dinamică între 2017 și 2021, de 0,21 de puncte, a avut-o raionul Taraclie, urmat de Ialoveni cu 0,18 puncte și Strășeni cu 0,17 puncte. Cea mai scăzută performanță în anul de referință a fost înregistrată de către Ochnița, Cantemir și municipiul Bălți. Anterior, ultima poziție fiind ocupată de raionul Dondușeni, care de fapt a avansat de pe poziția ultima cu 6 poziții în anul 2021. O descreștere nesemnificativă a fost identificată doar în două raioane, în Cimișlia de 0,05 puncte și Glodeni de 0,01 puncte. Celelalte autorități de fapt au avut creștere comparativ cu anul 2017. Așa arătau scorurile în anul 2017 și câteva concluzii și recomandări pe care noi le-am formulat și care am vrea să le menționăm. În primul rând, ce aici menționam, creșterile și descreșterile semnificative care au fost înregistrate pe domenii sau, cred că încă mai important, este să ne uităm pe anumiți indicatori. După cum spuneam, există calculele și scoring-ul făcut pe autoritate și pe fiecare indicator în parte. Și acolo unde au existat variații foarte mari, este absolut necesar de a analiza aceste situații și de a înțelege dacă variația are loc datorită modificărilor metodologice cu privire la modul de colectare a datelor sau chiar într-adevăr acolo s-au întâmplat lucruri care pot servi sau ca exemple pozitive sau ca exemple negative pentru cum trebuie să lucrăm pe anumiți indicatori. La fel, o recomandare care a fost, cred că și în ediția anterioară, este foarte important ca programele, politicile, strategiile, planurile de activități care sunt implementate, adoptate, finanțate la nivel de administrație publică locală, să țină cont de aceste zone de vulnerabilitate, domenii, indicatori și performanța comparativ cu alte raioane și să prioritizeze aceste domenii. Pe domenii administrate de către autoritățile publice centrale, este important ca să ne uităm nu doar la... Pentru că noi foarte des la nivel central avem politici generaliste care cumva tratează subiectul și văd tinerii ca o masă omogenă pe tot teritoriul țării. După cum noi am văzut, de fapt există diferențe foarte mari între anumite regiuni. Elementar, dacă ne uităm la performanța la BAC, și vedem diferențe foarte mari între zone, și atunci noi credem că implementarea de anumite politici la nivel național ar trebui să țină cont de aceste particularități și să acorde o atenție sporită zonelor care se clasează sau au performanțe mai slabe. Noi, tinerii sunt tineri peste tot, indiferent dacă ele de la Criuleni sau de la Drochia, și dacă există pe anumite domenii probleme, atunci trebuie ca și resursele și efortul autorităților publice centrale să ajungă și la aceste zone cu prioritate. La fel, pe anumite domenii, cum ar fi domeniile de participare, este necesară, în general, la nivel național, noi avem o necesitate de dezvoltare de programe politice și activități care ar spori participarea și implicarea tinerilor în procesul decizional, activismul lor în alegerile locale. Dar există și o necesitate de a prioritiza anumite regiuni. Noi, de exemplu, deja ne pregătim ca organizație de alegerile locale de anul viitor și chiar ca urmare a rezultatelor scorecard-ului o să lucrăm în cele 5 regiuni care au fost cel mai slab, au luat cele mai mici rezultate, pentru că acolo este nevoie de o atenție deosebită. La fel s-a observat că dezvoltarea economică neuniformă generează
diferențe foarte mari între regiuni și nu doar pe indicatorul angajării tinerilor, dar există și pe alți indicatori. Și atunci programele de educare, de suport antreprenorial, de lansarea afacerilor, la fel trebuie să țină cont de aceste diferențe și să prioritizeze zonele afectate mai mult. Plus, ok, sună foarte, poate așa, dur, dar el este și un indicator de performanță anumitor servicii și programe existente la nivel local. Că dacă există anumite raioane în mod stabil, sunt în partea de jos a clasamentului, atunci, pe de o parte, există necesități de investiții acolo, pe de altă parte, apar întrebări legate de performanța instituțiilor responsabile de domeniile date. Cea mai mare rată de infracționalitate a fost stabilită ca fiind în raionul Basarabească, care e o cifră, când tu ai 2,32 din tineri care au fost implicați sau cumva au comis o infracțiune, nu, eu cred că asta e o cifră foarte mare. Aici chiar am utilizat și o dată, o cifră statistică brută, de fapt, nu e cifra de la 0 la 1, dar un exemplu în care faptul că ei se află, de exemplu, regiunea cu cel mai mic scor, dacă te uiți pur și simplu la cifra asta, eu cred că asta e o cifră foarte, foarte mare. Atunci, respectiv, e clar că este nevoie de programe de educare generaliste pentru tineri, dar este nevoie și de programe dedicate acestor regiuni, pentru că înseamnă că există niște cauze structurale care poziționează localitatea dată și tinerii cumva în zona asta de risc. Pe domeniul de sănătate, în mod clar, se recomandă programele de educare a tinerilor, inclusiv pe domeniul de sifilis gonoriei, care a fost utilizat, doi identificatori care au fost utilizați, domeniul, de exemplu, cea mai mare pondere de infectare cu gonorie a fost înregistrată în anii noi, unde 226 de tineri la 100.000 și urmată de Călăraș cu 1.188 de tineri, iar în Căușeni 185 de tineri. O altă recomandare se referă la crearea programelor educaționale și a politicilor de prevenire a nașterilor timpurii în regiunile cele mai afectate. Fel, aici e statistică curată. Tu ai zone în care tu vezi că fenomenul ăsta este unul mai des întâlnit și atunci, în mod normal, trebuie să existe programe suplimentare și resurse investite în aceste regiuni. Și deja aici sunt și niște cifre legate de numărul de cazuri. Ce interesant e că pentru raionul Briceni, Ocnița, Dubăsari, Basarabească, Leova și Staraclia nu au fost înregistrate astfel de cazuri. Și aici apare întrebare legată de acuratețe, da, raportarea și acuratețea datelor, dar după cum am spus, datele toate au fost colectate din surse oficiale. Dar e o întrebare pentru autoritățile care colectează date, pentru că numărul mic, mare, ok, poate fi anumite particularități, dar când toate zone în care nu există deloc astfel de date, ar trebui să apară întrebări legate de raportare. Și o ultimă concluzii, recomandare, se referă la implementarea politicilor și programelor de încadrare persoanelor cu dizabilități apte de muncă. Se observă că există discrepanțe foarte mari de la regiune la alta și în regiunile în care performanța autorităților locale este mică, cumva se recomandă o atenție sporită, resurse, programe dedicate în acest sens. Acestea au fost lucrurile care, foarte scurt, publicația, de fapt, ei, acolo sunt multe date și multe, noi am discutat doar despre cifrele agregate pe domenii, dar după cum spuneam, noi punem la dispoziție și cifrele, și calculele, scorurile pentru fiecare indicator în parte, pentru a putea fi comparate de la localitate la localitate. La fel și datele brute care pot fi utilizate în procesul de planificare a activităților, programelor care puteți să le utilizați. Și dacă sunt întrebări, da, mulțumesc, Igor, pentru prezentare. Din cauza faptului că suntem puțin limitați de timp, dacă sunt întrebări la această etapă, pot să încep eu cu o întrebare între timp. Tu deja ai menționat asta în una din concluziile tale, dar cât de util este acest scorecard pentru autoritățile locale și cum el ar putea fi folosit într-un mod practic? Da, în mod foarte practic. Asta e important, pentru că noi facem efortul ăsta de colectare și calcul, el nu e făcut pentru ca să facem astăzi un eveniment, dar noi chiar mizăm faptul că el ajută autoritățile locale în primul rând.
În primul rând, el ajută să identifici zonele de vulnerabilitate sporită sau care necesită o atenție sporită și îți permite să compari, pentru că datele astea când există la nivel național, e destul de greu să le compari, dar îți permite să iei o localitate cu, de exemplu, capacități financiare similare, un număr de populație similar și să creezi, să compari într-un mod real, adică, nu știu, sau cu localitățile, raioanele din jur. Plus, veșnica problemă și a Republicii Moldova și nu doar, cred că e, toți au resurse limitate. Indiferent, noi mergem în orice țară, cât de mulți bani nu ar avea și tu vorbești cu autoritate X, ei tot timpul o să spună că una din probleme care există, există resurse limitate. Ok, la noi poate sunt mai limitate decât în alte părți, dar atunci când tu ai resurse limitate, e foarte important ca banii să fie utilizați pentru programe, politici, servicii care au cel mai mare, există cea mai mare necesitate de fie. Și dacă pentru localitatea ta există o incidență mare, de exemplu, la sifilis, gonoriei, tu concentrezi sau faci activități, programe dedicate de educare, servicii pentru acest domeniu. Dar dacă ai o problemă cu nașterile la adolescente, atunci tu prioritizezi astfel de activități. În momentul în care tu ai capacitate să acoperi tot, clar, dar în momentul în care tu ai resurse și capacități limitate, asta în primul rând. Doi, după cum am spus, toate datele, noi deja am făcut efortul de colectare de la instituții publice și noi le punem la dispoziție și asta la fel e un lucru foarte important în procesul de planificare. Ori, cred că orice specialist când a lucrat la un plan, strategii, document de planificare, a văzut că efortul ăsta de colectare a datelor e destul de mare. Și atunci noi, practic, deja vedem per localitate aceste date. Chiar dacă uităm de aspectul ăsta comparativ între localități, deja aceste date sunt disponibile, sunt acolo. Elementar, numărul actualizat a tinerilor care există, numărul actualizat pe anumite domenii, numărul de tineri aleși locali, participarea tinerilor la vot. De multe ori, din păcate, specialiștii din lipsă de timp, din lipsă de, nu știu, de om care să facă colectarea asta de date, ei nu cunosc. Și atunci, aceste date sunt aici și noi foarte mult ne zicem faptul că eu să le utilizez în activitățile lor. Mulțumim, dacă sunt alte întrebări. Eu doar dacă puteam să... Da. Nu știu, tot o întrebare. Eu am văzut și aici, este de fapt o anexă, ca un exemplu de unul din indicatori, pentru că scorecard-ul de tineret combina, așa cum Igor ai prezentat, mai mulți indicatori. Și cred că partea asta, că noi o să avem posibilitate să avem acces la indicatorul dezagregat comparativ 2017-2021, este unul foarte util. Și asta aș vrea să accentuez, pentru că mă pun eu în lucru autorități, în locul autorităților publice locale. De fapt, asta ne ajută foarte mult să înțelegem unde este, de fapt, problema de bază și să putem să intervenim din diferite sectoare, că aici și sunt adunate cumva date din diferite sectoare. Și atunci, dacă eu văd pe sănătate, așa cum ziceai, dar nimic mijlocit un indicator. Și cred că rolul mare al autorității publice locale este, la nivel local, să adunați toate sectoarele la o masă, să le prezentați aceste date și să aveți o strategie comună. Cum lucrați cu fiecare sector? Pentru că asta e lucru de parteneriat. Și doar, eu tot de la început am botezat-o pe doamna Salen ca doamna Hare, eu îmi cer scuze. Mă uitam la dumneavoastră, dar nu știu ce în cap mi era Hară, cred că o altă Simon. ca să fie, da, cumva clar. De exemplu, pe domeniul de educație, noi acum avem cei 5 indicatori care au stat la baza calculului așa dezagregat. În anexe, de fapt, pentru fiecare din acești indicatori există calculul doar pentru indicatorul dat, care face acest scoring și vedeți unde se află localitatea, pe un singur indicator din domeniu. Și există și datele brute calculate, adică noi asta am calculat în baza la ceva, numărul populației, numărul tinerilor încadrați în educație. Și atunci voi puteți să luați chiar și datele brute. 330 de tineri care, nu știu, dacă să ne uităm la indicatori, ca să fie un exemplu, rata de absolvire a învățământului gimnazial, voi vedeți numărul chiar de tineri, cât sunt încadrați în studiile gimnaziale și cât s-au absolvit. Chiar cifrele brute o să puteți să le vedeți. Pentru unii indicatori este mai puțin relevant, pentru unii, de fapt, este foarte simplu în procesul de planificare a activității. Nu știți despre câte persoane noi vorbim când vorba despre nașteri în rândul la adolescență. Adică voi aveți o cifră exactă care vă permite să planificați. Dacă eu vreau să fac activități cu această categorie de persoane, eu știu că eu, de fapt, am la mine în raion
552 de persoane, exact. Și eu știu, pot să fac planificare foarte exactă a costurilor și a anumitor activități dedicate. Mai putem să mai luăm o întrebare? Urcă. Ce argument ar putea aduce în apelie ca să nu folosească datele acestea când sunt presați de factori externi precum societatea civilă și ce contraargumente putem aduce noi pentru economie? Ok, eu cred că asta, da, asta e discuție mai mult care trebuie să avem cu administrația publică locală. Eu sunt mare fan a datelor și a deciziilor luate pornind de la date, statistici. Și nu vorbesc doar de acest instrument, că fiecare domeniu operează cu anumite cifre. Și e complicat uneori, pentru că datele uneori îți spun lucruri care tu poate nu ești gata să le asculti, mai ales când tu ai programe de care le desfășori timp de 10 ani de zile, care au ca scop să sporească angajarea tinerilor și tu te uiți la niște date care îți spun că tinerii încă au problemă, nu se angajează. Nu? E clar că e foarte dureros, și e foarte, dar până la urmă acestea sunt niște situații reale care există și dacă autoritățile publice locale într-adevăr își propun să dezvolte programe și activități care au ca scop de a soluționa și a răspunde unor necesități reale cu care se confruntă tinerii, atunci ei trebuie să țină cont de aceste date. Dar ok, fiecare autoritate are și prioritățile și activitățile pe care vor să le fac. Da. Eu probabil nu că neapărat să dau o replică, dar am lăudat și scorecard-ul, dar noi trebuie să privim probabil lucrurile nu într-un mod atât de idealist. Pe de o parte, dacă vorbim de autorități publice locale, da, sau clasamentul care sunt date acolo, în momentul în care aceste date nu sunt explicate, ele un pic sper. Și spuneam, și Igor s-a referit, dar și dacă o să vă uitați pe scorecard, o să vedeți foarte multe limitări. Deci, el îți dă un tablou general, dar nu analizează fiecare domeniu în parte, în toată complexitatea și în toate posibilitățile de indicatori care există. Dacă anumite relevanți poate nu stau foarte bine acum, poate sunt anumiți indicatori care scorecard-ul, datorită faptul că el a explicat la început, că nu se colectează periodicitatea, nu sunt, sau se colectează doar la anumite intervale de timp și nu pot fi incluse aici pentru comparații. Asta nu înseamnă că este o catastrofă cu sectorul, domeniul respectiv. Adică nu trebuie să luăm niciun... Adică el nu redă 100%, adică care... Deci dă doar niște tendințe, un tablou general și respectiv, da, adică să nu mergem în chestia este absolut. Și doi la mână revin la prima parte, te trebuie explicat, pentru că dacă te duci la 100% la, nu știu, la secția, nu știu, asistent social și le arăți un anumit indicator sau la departamentul de educație, s-ar putea unii să sară în cap și să se aprindă, pentru că o să pun la îndoială, dar n-ai inclus și asta, la noi e mai bine și în, nu știu, pe alte indicatori și pe alte componente și la noi cel mai slab să învață sau ceva de genul ăsta. Adică, ele arată niște tendințe, bine în anumite regiuni, într-un anumit raion, unde să avem niște lecții de învățat și să vedem că, sau anumite, ceea ce spunea Igor este că acest scorecard, care e foarte important, nu analizează de ce s-a ajuns la asta, care e problematica și iată acolo, dacă am merge fiecare caz în parte, am observat, fie că este vorba de contextul, s-a explicat, local. Fie că avem prea mulți, nu, avem mulți agenți economici și este oportunități de angajare, fie că există sau a apărut un proiect nou cu partea de incluziune socială, sau, nu știu, sunt chestii care țin de autoritățile publice centrale, de exemplu, nu știu, partea de sănătate și partea de educație este în principiu ca abordare metodologică, ca suport formulei de finanțare, e o abordare uniformă pe toată țara. Înseamnă că, fie că, nu știu, la nivel local nu s-au colectat ca lumea datele, adică nu există capacitate suficientă la nivel de administrație. Adică asta nu se precizează că ele trebuie de explicat, trebuie, pentru că nu luăm în valoare absolut și asta e peisajul 100% într-un anumit raion. Da, uneori anumite discrepanțe pot fi generate de factori obiectivi sau factori incidentali, nu știu, elementar, știi, poți să ai o cădere bruscă a numărului de tineri participanți la vot, datorită faptului, nu știu, că în campanie electorală X, mai mulți candidați, ei, pur și simplu, nu vedeau tinerii ca o masă importantă pentru ei, nu au avut mesaje adaptate și, pur și simplu, pentru scrutin odată a fost o anomalie și s-a întâmplat lucruri. Sau un lider care a candidat. Da, sau, exact, și a avut un impact. Sau pe partea de dezvoltare economică, la fel, apare, nu știu, apare zona economică liberă într-o anumită regiune și asta automat îi creează, știu, situații diferite.
E orice instrument de genul ăsta, el ridică niște întrebări, dar trebuie analizate, trebuie colectate date suplimentare și analizat fiecare, fiecare caz în parte. Asta e important. Da. Eu s-a propus remarcare că referitor la răoanele din nord, eu opința. Deci cea mai mare problemă e pe răoanele din nord, asta e anegarea în câmpul muncii a tinerilor. Asta e problemă care vrem noi să o dai, e o problemă socială pe care trebuie să o hotărâm la nivel național. În rest, asta, pe celelalte ramuri, e normal. Vă spun sincer că e nord. Eu am cam, m-am uitat așa cu fuziul, am văzut problema e gravă din toate alea oameni. Văltul, Vălțul, Drochea, Dondușoane, Vârșirul, asta ne coboară subsolul clăzănic. Bun, el nu e scopul, ca să concluzionez, înainte să închidem sesiunea asta de... Scopul instrumentului nu să arăte cu deget cumva la anumite localități și spună că ele, de fapt, au performanță. Pentru că spuneam că factorii sunt mulți și uneori există niște factori obiectivi și cazuri de ce se întâmplă asta. Dar el transmite și un mesaj, inclusiv dacă există pe partea de performanță economică, există o problemă în zona din nord, înseamnă că inclusiv autoritățile publice centrale trebuie să prioritizeze proiectele de investiții în zona din nord. Ele deja furnizează anumite informații. Dar e clar că fiecare caz el trebuie analizat separat, de văzut care totuși sunt cauzele, de ce. Și aici simple calcule statistice nu sunt suficiente. Eu sunt sigur că o să mai apară întrebări și deja poate sunt. Noi vă încurajăm să rămâneți după eveniment la pauza de cafea, unde putem să discutăm într-o atmosferă mai neformală, anumite întrebări sau concluzii sau comentarii care au apărut în procesul prezentării acestui scorecard de tineret. Reamintim faptul că acest scorecard va fi disponibil într-un format digital în următoarele zile. Puteți să urmăriți pagina de Facebook Pro Bono. Cred că concluziile sunt destul de evidente. Acest instrument trebuie să fie abordat ca un instrument statistic, dar însăși pentru a lua anumite decizii trebuie să fie desfășurată o analiză mult mai aprofundată. Însă acest instrument ne oferă posibilitatea să putem analiza domeniile prioritare pentru tineri la nivel local. Acum aș vrea să trecem la a doua parte a acestui eveniment, la exercițiu participativ, în cadrul căruia ne vom împărți în două grupuri și pe o perioadă de vreo 20 minute vom încerca să răspundem la două întrebări. Grupurile vor fi moderate și facilitate, unul va fi moderat de către Igor și celălalt va fi facilitat de către mine. Întrebările